În luna iulie se împlinesc 6 luni de la numirea doctorului Gabriela Banu în funcția de manager interimar al Spitalului Municipal de Urgență Roman. Conform legii, după 6 luni trebuie organizat concurs pentru ocuparea acestui post, concursul urmând să se desfășoare sub oblăduirea primăriei Roman. Vom organiza. În această vară vom organiza și acest concurs ca să rezolvăm și această problemă. De fapt, eu am discutat dimineața în operativă și am dat dispoziții ca să treacă la activitatea de logistică și organizare propriu-zisă acestui concurs. Doctorul Gabriela Banu a preluat funcția de manager al Spitalului Municipal de Urgență Roman la începutul anului, ca urmare a demisiei doctorului Cătălina Pălânceanu din această funcție la finele lui 2014. Principalul obiectiv al noii conduceri a spitalului a fost acreditarea unității medicale, ceea ce s-a realizat în această lună. La noul concurs se pot înscrie toți cei care îndeplinesc condițiile cerute de lege, dar un cuvânt de spus îl va avea și conducerea primăriei Roman.